Este o acțiune în curs, o verificare în curs. Fiind dosar penal deschis, noi nu putem să interferăm cu ancheta poliției. Din ce știm și din comunicarea cu autoritățile locale și doamna director, la momentul actual nu avem o interdicție în ceea ce privește prezența domnului învățător în fața copiilor. Cum vă explicați faptul că părinții fetiței care acuză abuzul sexual, au putut să intre și să-l ia decât pe profesor? În zonele rurale de obicei nu avem pază umană la școli și nu avem decât paza prin sistemele de supraveghere. Și atunci erau colegii profesori, erau la ore, e normal că accesul în școală s-a făcut... A fost mai facil și atunci părinții au putut intra către clasa domnului învățător. Puteți să ne spuneți exact ce s-a întâmplat? Din informațiile pe care le avem, părinții copilului au mers la școala Ciuta pentru a cere socoteală unui cadru didactic cu privire la un anumit aspect întâmplat în trecut. Au și confundat învățătorul pentru că de anul acesta școlar învățătorul incriminat face parte din corpul profesorilor de la școala Măgura și au și avut o acțiune mai puțin, să zic eu așa, în limitele legii din punctul meu de vedere asupra învățătorului care este în locul domnului învățător de la Măgura, care este actualmente la școala Ciuta. După aceea, văzând totuși că este o greșeală, au mers la Măgura unde au căutat să-și facă dreptate cu domnul învățător. Ce